Vorba asta, un indiciu că tu ești ceva infinit, ceva real, care nu dispare niciodată. Poți să spui de tu vrei acolo, uite, fă tot ce fel de mantră, de magie, transformă neapă aia în acolo. N-ai cum decât imaginar. Apa aia rămâne apă. Așa și sinele. Sinele a fost și sinele va rămâne. Iar alcoolul din sticlă n-a fost și nu va continua să fie. Și așa e și, e și, e și imaginar să ți să-l elimini. Să zici, transformă apa în alcool. Cam așa să e cu noi de acum. Noi, în timp ce suntem sinele, încercăm să devenim sinele. Noi suntem sinele. Dar cumva vrem să ne devenim sinele. Nu e asta o contradicție între ceea ce ești, ceea ce vrei să devii? Cea mai contradicție, cel mai paradox. Există un singur principiu și tu crezi că sunt două. Și vrei să scapi de unul dintre ele. Nu există așa ceva, decât asta încât. Vrei să trăiești la nivelul ăla și vrei să fii individ. Un individ rămâne un divid, în diviziune. Individ, în diviziune, da? Vrei să fii asta? Vezi totul ca fiind real, inclusiv procesul, inclusiv atingerea scopului. Dar vrei să fii impersonal, fără persoană, realitate, nu ai cum să... Cumva trebuie să simți că s-a terminat deja. S-a terminat totul înainte să pornim, să vrei să-i pui cap. E real născut mort. Lumea s-a născut teoretic, adică inexistentă. Aia este punctul de slab. Punctul forte este numai acel ce este întotdeauna. Punctul slab este acelui ce încearcă să fie ceea ce nu este. Așa cum alcoolul din sticlă este imaginar, deci are suferă de slăbiciune, de faptul că el nu e decât teoretic. Și chiar mai puțin atât. Teorie, când spun eu, nu? Da? Dar când te duci acolo, îți dai seama că nu e deloc. Când te duci în apă, tu, dacă ai putea să te identifici cu apa, dar îți înțelege instantan că nu există alcool. Dar ca și individ din afară, tu totuși zici, poate e vreo șansă. Poate găștește la bucărie. Dacă cu chiar a pus alcool în apă mineral. Știi? Există posibilitatea asta. Asta e șansa care îi dai mai teoretică. Ei, și dacă îi dai șansă teoretică, ea începe și generează o mulțime de alte teorii, la rândul ei, o teorie se împarte în zeci de milioane de miliarde de teorii. Și fiecare din teoria aia reprezintă un ceva. Un individ cu scopuri, cu capacități, cu fiecare cu calea lui. Adică, se spune multe Upanishade și au descrieri că nu se poate elibera nimeni fără un maestru și cred că ascultându-te am priceput de ce se spune. Deci, un pătrățel de la făcut de aici, ora pe așa. Da. Un astfel de pătrățel nu poate să ajungă să se scrie pe el X decât dacă asta e făcută de unul care a parcurs drumul ăla iluzoriu de a fi scris pe el însuși X. Real. Un eliberat de un X. Pătrățel pe care s-a scris X. Da? Ce nu e de zero? Ca în ecuație? Păi, așa există. Zice, exact, un X e totuși. Un X. Ai zis, nu, ai zis un X. Și atunci, deci, tu singur în lumea asta în care nu știi nimic și totul ți-e dat de Ișvara, prin intermediul de parada, karma, de nu știu ce, nu știu cum, tu n-ai cum să scrii X, că tu nu scrii nimic
nimic de fapt. Dar unul care a parcurs drumul poate să zică, bă, fii atent aici, sunt niște pante. Da. Și dacă el îți dă poantele alea, poți și tu să ajungi să scrie X pe pătrățelul tău. Da. De-aia cred că, într-adevăr, atunci sarcina nu mai a noastră, e a ta. Da. Asta mulțumim. Mulțumim. Nu, nu, nu. Eu vin și spun așa. Am adus Anita. Geopi zice că nu se... Nu poți să... Nu poate să ajute pe nimeni. Păi nu poate, nu ne ajută. Cu ce? Deci, în primul rând, nu trebuie oprit aici. Eu le pasez mai departe. Ca să nu se pună pe umerii mei. Nici n-am fost pe umerii mei. Nici nu pot să fie. Nu poate să fie vorba de doi. Sau de unul care știe și alții care nu știu. Da. Este același. Eu am înțeles de ce. Ișoara spune știu și Ișoara spune nu știu. Ișoara spune sub un număr, sub câteva pătrățele știu și sub restul pătrățel spune nu știu. Eu am înțeles că un pătrățel pe care a scris X poate să mai dea și la alții niște poante pentru mine. Da, dacă se învecinează pătrățelul de acolo. Asta e exact, asta zic. Să transfers. E boală ca să ia. Am priceput. Am început. Cu mare părere de rost, duminică nu o să vin, că cred că o să mă duc să sap acolo ceva. Dar vin săptămâna e la. Poate vinge, dacă vinge. Dacă vinge, am venit. O să vinge. Vin aici la pătrățelul și gata. Am înțeles. Ce cauți așa ta? Căutam unde scrie că ți-am și trimis, ți-am și spus și spune acolo așa. Că, într-adevăr, maestrul este foarte important, dar fără eforturile celui care caută, nu se întâmplă. Dacă ar fi fost atât, ce dacă eforturile unui individ ar fi fost inutile, atunci de ce? Un maestru? Atunci un maestru, un guru, ar putea să ilumineze și o... Cămilă. Cămilă. Și un bău... Exact. Și o cămilă, sau un bou domestic. Ok. Cheia este la toată la Ișoară. Fie că zice acolo, fie că aici, tot la ele. Numai că fiecare vrea să aibă o senzație diferită. Mai e? Mai sunt 4 minute. Mai vorbim 4 minute. De ce să mai... Dacă doar 4 minute... Vă spus, Lurelu, cum e ăla cu care l-a visat, e inteligent? Așa, nu mi-a răspuns. De unde vine deșteptăciunea lui ăla? Nu, nu, deci este mai mare. Așa e interesant. Și conform Advaita Vedanta, totul explicat, starea de vis este explicată cumva diferit de alte explicații date în teozofie, în la religii. În teozofie, de exemplu, este foarte întâlnită ideea că individul în starea de vis iese din corpul fizic, sufletul, împreună corpul astral, iese din corpul fizic, părăsește corpul fizic și se plimbă și bate câmpii astrali. Cât poate și cât vrea. Și atunci experimentează